Strada textilistului a fost decopertată, s-au montat bordurile, iar acum constructorii așteaptă să toarne primul strat de asfalt. Pe textilistului avem aceeași situație, s-a frezat. În momentul de față, acolo este vorba de două straturi care se vor așterne, se schimbă tot asfaltul de pe carosabil și bordurile de la trotoare. După decopertare au apărut și problemele, fiind nevoie de compactarea solului în locurile unde s-au făcut lucrări de înlocuire a canalizării. Dacă inițial termenul de finalizare era de 2 săptămâni, acesta va fi prelungit cu câteva zile.